terminați toți de citit cartea Familia de Frontieră până vineri. O să vă placă tuturor captivanta povestea unei familii care încearcă să supraviețuiască la frontieră. Nu o voi citi. Ce? Dar vineri îl voi chema pe unul dintre voi în fața clasei să vorbească despre carte. Dar acum? Nu, e o carte veche și are 500 de pagini. Viața e prea scurtă. Repet, să o terminați de citit până vineri. Dacă faceți treabă bună, nu va trebui să scrieți un referat despre ea. S-a făcut! Fără referat ne jucăm mai mult. Scuzați-mă. Acum? Cu siguranță nu. Cum vei fi pregătit pentru vineri dacă nici nu o răsfoiești? Nimeni nu mai citește. Sunt și alte moduri de a afla povestea. Dar tema e să citim cartea și să vorbim despre ea. Oh, voi vorbi despre ea bucuros? Da? Cum? Sherwood, să găsesc căi de evitat cititul e ceva ce fac cu drag. Priviți și învățați! Familia de Frontieră. Prima strategie. O carte audio. E aproape prea simplu. Capitolul 1. Am plecat spre frontieră la ivirea zorilor. Până ne-am dat seama ce e plăcinta de vită, era prea târziu. E totul aici, mereu același vis. Urmărește-ți mereu idealul. Angelo! Oh, cred că am adormit. Deci? A funcționat? Acum știi povestea? Care poveste? Familia de frontieră. Nu știu nimic, dar am avut un vis ciudat. A doua strategie. Urmăriți filmul făcut după carte. Mult mai distractiv. Am plecat spre frontieră la ivirea zorilor. E filmul Familia de Frontieră? O, da. Nu mi-a plăcut niciodată. Au schimbat foarte mult povestea. Poftim? Și majoritatea personajelor. De ce să faci câinele un hamster? Oh, e frig aici, la frontieră. Eram într-o navă spațială din lemn și ne îndreptam direct spre Marte. Marte? Sigur, nici chestia cu călătoria în spațiu nu s-a întâmplat în carte. Nici nu exista așa ceva în anii 1800. Serios, Angelo? Salutări, pământeni. Ce mai faceți? Deloc bine. Deci, cum merge necititul? Azi dimineața am mers la teatrul de păpuși cu sora mea. Oh, e frig aici la frontieră. Și cum a fost? Au! În mare parte s-au lovit. Apoi am găsit povestea ca desen animat. Oh, e frig aici la frontieră. Wow! Nostim, dar nu prea m-a ajutat. Nu e nicio pisică și sigur niciun șoarece în povestea originală. Da, așa mă gândeam. Eu tocmai am terminat cartea și mi-a plăcut enorm. Acțiune, aventură, romantism. Romantism? A fost mai ales acțiune. Uite, lasă-mă să te ajut, dacă ți-aș povesti despre ea. E în ordine. E o poveste foarte simplă, sincer. O mică familie călătorește spre frontiera de vest. Evadează în pădure. Da, și merg pe un lac. Dar întâi o iau pe bunică. Asta a fost înainte sau după ce au luat caii? Nu sunt sigură. A, da, și urmărește un bivol. Oh, doamne! Oh, dar când află despre balegă? Foarte nostime. Nu-ți spun nimic despre câine. Îl ador. Nu vreau să stric finalul. Dă-i drumul. Nu o voi citi. Ei bine, se duce. Ce? Eu nu știam asta! Încă citesc cartea! Prieteni, nicio grijă! Sunt bun! Speram să nu se ajungă la asta, dar trebuie să faci ce ai de făcut. Ce ai acolo? Țin în mână o versiune musical a poveștii, realizată chiar la școala noastră în urmă cu câțiva ani. Am plecat spre frontieră la ivirea. Acela e domnul Fit? Și domnișoara Perla. Oh, e frig aici la frontieră. Nu pot urmări asta. Cred că mi-e rău. Nu-mi pot scoate melodia din minte. Oh, e frig aici la frontieră. Regret că a trebuit să vedeți asta. Hei, șterge-o rapid. Când totul eșuează, găsește un bătrân țâfnos care știe totul. Credeți-mă, a mai funcționat. Hei, poate știe ceva bătrânelul. E atât de bătrân încât poate a cunoscut chiar familia din carte. Ce doriți? Ați auzit de cartea numită Familia de Frontieră? Toți am auzit. Am scris un referat important despre ea când eram ca voi. Grozav, pot să-l văd? Sigur! Est gelusico hic? A? Ce? Nu știi latină? E scris în latină? Sigur, totul era scris în limba latină pe atunci. Oh, ce vremuri minunate erau!
copiii de azi. Da. Ce îmi puteți spune despre carte? Absolut nimic. Stați, cum? De ce nu? Nu am citit-o. Ești bolnav, are 500 de pagini. Atunci, cum ați scris referatul? I-am lăsat pe alții să o citească pentru mine. Și asta e tot ce spun. Stați, mai spun ceva. Lăsați-mă în pace. Cred că a mers bine. Poate că e un bătrânel furios și amar, dar nu e un netot. Lasă-i pe alții să o citească pentru tine. Păi, eu am citit-o și vă mai spun o dată. Cățelul acela a fost foarte nostim. Până s-a dus. Stați, în desen, câinele era personajul rău. E logic. E alt câine. Poate găsesc ceva pe internet. Nu e mare lucru despre biscuit aici, dar pot să iau un tricou cu fața lui. Adu familia de frontieră în familia ta cu aceste articole neprețuite din clasicul serial TV. Se pot trimite rapid. A fost un serial TV? Oh, e frig aici la frontieră. Arată groaznic. Stați, poate e prea târziu să aflu povestea, dar tot am timp să aflu ce au spus alții despre ea. Asta nu-mi va spune doar ce se întâmplă în carte, ci și ce părere am eu despre ce se întâmplă. Ceea ce s-ar putea dovedi mult mai important decât ce se întâmplă de fapt în carte. Ceea ce eu oricum nu știu. Așa că, ha! Bun, la treabă! Familia de frontieră și noua democrație. Familia de frontieră, familie nucleară. Iată una scrisă de un profesor de liceu. Geniul familiei de frontieră e că modifică echilibrul celui de-al doilea termen din matricea sa tradițională. Și trecem la planul B. Ai un plan B? Sigur, eram pregătit. Pur și simplu mă voi asigura că nu sunt strigat la oră. Ăsta e planul B? Prietene, la oră, ca în viață, trebuie să riști. Va alege o singură persoană din toată clasa. Ce șanse sunt să fiu eu? Destul de mari, mereu te alege. Și tocmai de aceea vreau să întâmpin provocarea. Primul pas, să te faci invizibil. Aranjează fereastra ca soarele să-i bată exact în față când se uită încoace. Pasul 2, stai în spatele cuiva înalt și lasă-te jos. Gata. Pasul 3, țin pumnii și sper să nu mă strige. Adică, nu poate dăuna. Ei, ei, cine va fi norocosul elev care ne va spune ce a citit în familia de frontieră? Îl voi ruga pe... Te rog, nu eu, te rog, nu eu, te rog, nu eu! Elev Manetti, te rog, vino și spune-ne despre carte. E absent! Ei, ce spuneți de asta? Bine... Tracy, te rog să aranjezi jaluzelele. Soarele îmi bate exact în ochi. Crede în șansa ta, nu te va asculta. Angelo, nu m-am așteptat. Te rog, vii să ne povestești despre cartea aceasta superbă. Știu ce cititor avid ești. Sunteți sigur? Tracy pare să fii... Nu. Adică, nu vreau să pare egoist. Carte, Angelo. Ce e cu Manetti? Angelo? Ei, să vedem. Păi... Treaba cu familia de frontieră e că toată lumea o vede altfel. Pentru unii e o poveste despre călătorii în spațiu și extraterestri, sau e despre pisici și câini din desene în vestul sălbatic. Alții o văd ca pe un comentariu privind familia, democrația sau modificarea echilibrului. Bătrânilor le place, tinerilor le place. Oamenii au scris lucrări despre ea fără să o fi citit. Am văzut povestea ca teatru de păpuși, ca serial TV. Am văzut personajele pe căni, tricouri și table de joc. A fost transformată în filme cu buget mare și producții minore. Am avut norocul să văd și o versiune musical a poveștii. Vechitura aia! Ce părere ai? A fost grozavă. Mă bucur că în sfârșit mi-am scos melodia din minte. Oh, e frig aici la frontieră? No, acum a revenit. Când am citit prima dată familia de frontieră, aveam vârsta ta și am știut imediat că este un musical. A durat puțin până mi-am împlinit visul. Toți avem noroc că s-a făcut, domnule. Nu are rușine. Deloc. Angelo, recunosc, sunt foarte impresionat.
Ai dreptate, fiecare operă de artă majoră e subiectul a nesfârșite adaptări și poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți. E clar că ai muncit mult la acest proiect. A fost o experiență minunată. Păcat de câine. Chiar ai pus într-o lumină nouă un clasic al timpului. E grozav, Angelo. Acum ceva special pentru voi toți. Vă prezint Familia de Frontieră, musicalul în rolul principal cu ta-ta-ta-ta-ta subsemnatul. E frica, nu asta. Nu îl voi urmări. Ce? Cred că citesc cartea în loc de asta. E, nu am spus că sunt împotriva cititului. Ein perfekter Plan mit einem perfekten Ende.